Ucraina pare a fi în pragul decretării stării de urgență, după ce opoziția pro-europeană a blocat sediul guvernului și cere demisia președintelui Victor Ianucovici. Demiterea executivului este acum o chestiune de ore, dar președintele Rusiei, Vladimir Putin, intervine sugerând că protestele sunt organizate și că în Ucraina se încearcă o lovitură de stat. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Busy Day. Îmi doresc de câțiva ani de zile să scăpăm și noi cumva de acordul ăsta cu FMI-ul și, taman când eu nu mai speram asta, renunțasem la această speranță a mea, uite, a făcut ca lucrurile să se întâmple, nu știu cine a făcut, Traian Băsescu, în principiu, care în această după-amiază a avut o declarație neașteptată și greu de înțeles, pe care o să comentăm imediat, prin care a anunțat că nu...